Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am înregistrez destul de târziu pentru că am lucrat chiar abia acum 10 minute am venit, să zicem, de la birou. Vinerea, sâmbătă și duminică sunt zilele mele pline când citesc, mă concentrez numai pe eseu, pe istorie. Și m-am luat așa cu munca și am împins pe planul 2 gazetăria. Să vă spun că lui Marestru, că i-a murit tatăl, i-am trimis un SMS cu care spuneam condoleanțe. Am evitat să-l sun pentru că din experiența pe care o am și eu știu că acum cuvintele altora, deci mă, și, ba chiar și cuvintele tale nu au niciun efect pentru că fiecare din noi nu numai că moare singur, dar și suferă singur. Eu nu cred în ajutorul pe care cuvinte ți-l dau cei din jur cu solidaritate, cu condoleanțe, cu... De fapt, până la urmă, repet, fiecare moare singur, dar și fiecare suferă singur, anumit, și nici criticile, nici laudele, nici condoleanțele, nici indiferența celorlalți nu au influență asupra asupra celui care suferă. Am spus asta de regulă eu. Am spus, nu mă exprim în public, nu descriu viața mea personală. În caz de față, am simțit nevoia să precizez, pe de o parte, pentru că este mare stucă și știam că tatălui are probleme, iar pe de altă parte, tocmai pentru a extrage dintr-o situație o idee generală a mea, și anume că, de regulă, da, nu numai oamenii suferă singuri, și colectivitățile și țările. Eu nu cred în expresia solidarității valabile numai când la un popor, când vine și te ajută cu ceva, cu bani sau cu arme, așa, cu cuvinte. Bun. Îmi voi intitula... voi pune titlul acestui ediția jurnalului video, Războiul celor două prese, de mare pe mare, două puncte, cea a lui Eduard Helvig și cea a lui Coldea. Probabil că unii dintre noastre știți că ați mai citit, dar vă reamintesc eu celor care știți și celor care nu știu, le spun. În România, pe lângă presă, a existat și există o presă care i-au numit-o, am poreclit-o, tefelistă. Tefelist, mult vine, este un cuvânt inventat de mine, de la celebra alintare, tot a presei tefeliste și a opoziției, care era PNL, la vremea respectivă și USR, tinerii frumoși și liberi, deci cei care demonstrau în piața Victoriei împotriva lui Dragnea, care erau, desigur, un sfert erau ofițeri și colaboratori ai serviciilor și jumătate erau de la multinaționale trimiși, o să vedem cu convocator, decât trimiși. La multinaționale nu discuție, era ca pe vremuri. Trebuia să iasă la tovarășul Ceaușescu, ieșeau toți, sau Vulcan, sau 23. Și cred că un sfert erau și oameni, mă rog, de capul lor. Și pentru că li se ziceau tinerii frumoși și liberi, ceilalți nefiind nici frumoși, nici liberi, adică ceilalți tineri, eu am inventat acest cuvânt, tefeliști. Ei au avut și tefelismul, are
Și o presă, a avut și are o presă, o recunoașteți ușor, este o presă chitită pe lupta împotriva corupției, o presă care se pretinde că ea reprezintă statul de drept în România și presa independentă, este o presă comutată, aservită multinaționalelor, cercurilor străine, nu spun ca denunțare, spun așa ca o, cum să zic, constatare. Nu e o noutate în istoria românești, știți bine că cunosc istoria presiei românești. Istoria presiei românești e dominată de dominarea de către cuceritor a presiei. În perioada antonesciană, presa era mufată la nemți. Dezvăluirile ulterioare au arătat că au fost și mari antibolșevici care, de fapt, luau bani de la nemți. În timpul Primului Război Mondial și am avut-o și în timpul neutralității, presa s-a împărțit în două, una era plătită de ruși și alta era plătită de nemți, de ruși și francezi, de englezi, dar mai ales de ruși și alta era plătită de nemți. Sunt documente în legătură cu asta. Apoi a venit în timpul puterii sovietice, nu era decât o presă finanțată de puterea colonială, de cuceritori. După 1989 a apărut presa finanțată de Bruxelles, de rețele, de ONG-uri. Marile puteri, puterile garante, nu au intervenit direct, ci au creat ONG-uri, fundații care la rândul lor au plătit site-uri, televiziuni, jurnaliști. Repet, nu o spun denunțând, o spun cu obiectivitatea unui om care spune că probabil, mai mult ca sigur, dacă ceea ce nu e posibil, dar dacă ar fi prin absurd, ar veni rușii, am avea o presă a rușilor și mai mult ca sigur că cei care, o mare parte din cei care acum sunt cu Bruxelles, cu Franța, cu Anglia, cu America, vor fi cu rușii, cu Belarusul, turcii. Această, eu am fost întotdeauna adversă, am fost și ținta acestei prese și, de exemplu, toată acea afacere cu eu, sursa securității, a fost o operă a presei de feliste. O să vedeți acum că veți descoperi în aceste zile că, de fapt, era o presei tefeliste sub conducerea Serviciului Român de Informații, care sigur, pentru că eu o supăram pe răvășitoarea, pe răvășitorul de la Cotroceni, trebuia să mi se dea un semnal. Atât au găsit, că, repet, nu am fost informator, n-am fost colaborator, am fost considerat de OTANTI că eram sursa ei în condițiile în care, repet, ea venea în mod oficial la ea, suplimentul artistic al Scânteiei de Regele, eu eram și redactor șef, prezenta cu o legitimație. N-am avut niciodată discuții cu ea despre secrete. Mă întreba în legătură cu diferite suspiciuni care erau asupra celor care lucrau la supliment și, desigur, că ea când se întorcea, scrie acolo că eu sunt sursă. Să zice că eu pot să fi sursă, nu informator. Informatorul știe cât înseamnă, fără să știi. N-am știut decât când a apărut acest scandal. Este limpede că această campanie a făcut parte din o țintă a presei tefeliste. Această presă tefelistă s-a împărțit de ceva timp în două. Ea este o parte a ei. E a lui Helvic, adică a activilor, cum se spune, serial activ, și cealaltă a rămas a lui Coldea,
Deci, pe vremuri era lucrul de toată. Că el era șef la SRI. După asta, Coldea a plecat, o parte din ce avea el a fost preluat, gen Digi, de către Digi și site-ul Digi, de către Eduard Helvig. Unele s-au înființat, cum este lui Suicu, care a dus și el o campanie împotriva mea, abjectă, condus de Sabin Orcan, un om care n-am avut nimic cu el, dar e treaba lui. Și ea a fost înființată de serie. A și participat domnul Eduard Helvig la ceremonia de lansare. Și alte site-uri s-au înființat, deci putem vorbi la ora actuală de războiul celor două prese. El a fost confirmat de declarația din discursul de la Cluj al domnului Eduard Helvig în legătură cu preocupările serviciului despre rezerviști. Ia să vedem. Știu și de problemele generate de unii foști lucrători ai SRI, poziționați fie în spatele a tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat. Vă pot spune că suntem conștienți de aceste probleme și vom face tot ce ține de noi pentru a le rezolva. Totuși, marele câștig al acestui mandat a fost separarea de politică absolut normală într-o societate democratică. Politica și activitatea de colegere de informații nu trebuie să fie suprapuse. De prea multe ori, însă, greșelile trecutului afectează și comportamentul celor din prezent. Prea mulți politicieni în deceniile anterioare s-au obișnuit să primească indicații sau sugestii despre ce au de făcut. Din punct de vedere al serviciilor secrete, s-a întâmplat următorul lucru. Domnul Coldea, un ofițer de informații strălucitor, a avut și foarte multe relații personale. Sigur, ele erau ale serviciului, dar personale. A pus aici, acolo, șefii, a plasat în presă grupuri de nuclee, de jurnaliști, a construit gen Digi și a ajutat. Și când a plecat cu toate aceste relații pe care le-a folosit, sigur, între timp, cum am spus, o parte acelei prese a trecut de partea SRI-ului oficial. Așa se explică prin acest război. Din această presă tefelistă făceau parte și erau cultivați de către toată presa tefelistă și doi publiciști, eu le spun. Unul este Mădălin Hodor, celălalt e Mihai Demetriadi. Mădălin Hodor este autorul acelei afaceri, mizere, în legătură cu Ion Cristoiu securist. În campania pe care a dus-o el, și o să vedeți de ce, sub îndrumarea SRI, el a fost, nu a ajutat, a avut de publicație Nesicu. Domnul Mădălin Hodor și Mihai Demetri și domnul Demetriadi, eu nu, ați văzut că nu l-am înjurat, nu o să-l înjur, spun acum la rece. În ultima vreme, a pornit un război împotriva Emiliei Șercan în legătură cu plagiatul domnului Bode, înjurând-o pe Emilia Șercan. Eu am avut unele obiecții, dar nu mi-a permis să fiu atât de violent cu Emilia Șercan, după asta violent cu useriștii. În momentul în care G4 Media, G4 Media și alte site-uri, tot tefeliste,
din partea cealaltă a lui Coldea au atacat o emisiune la TVR despre securitate. Între noi fie vorba o emisiune căreia, indiferent de conținutul, eu nu-i vedeam rostul, pentru că nu e rostul televiziunii publice să lămurească acum istoria securității. Și din simplu motiv că noi la ora actuală nu avem o istorie a securității. Avem un șir de pamflete împotriva fostei securități și un șir de elogii pentru fosta securitate. Nu avem la ora actuală și nici nu cred că se poate să apară o cercetare obiectivă, pentru că fosta securitate și după 30 de ani e folosită. Ea săracă, unii dintre ei au devenit capitaliști. Sunt acum, cred că sunt deja agenți ai CIA-ului, dar nu contează. A rămas această chestiune. În momentul în care a fost criticată această emisiune, sigur, cei doi au sărit și au pornit la rândul lor un război împotriva celor care au criticat emisiunea. S-a evit scandalul cu monumentul securității, foste securități de la Pitești, iar o prostie, o prostie, să spun eu, pentru că nu cred că nici securitatea, nici serviciul special de informații, ca să mă refer la cum ar veni mama securității, și nici fata securității care este, sau băiatul securității, Serviciul Român de Informații, are, merită vreo unul un monument. Nu știu, poate că dacă ar fi fost în rezistență, adică dacă, sigur că în timpul stalinismului au fost din trupele de securitate, nici măcar nu securiști, ofițeri de informații care, mă rog, au căzut în lupta cu cei din munți, dar nu au căzut în luptă cu anglo-americani. Au căzut în luptă cu niște tipi care aveau și ei pușcoace și ăștia aveau pușcoace. Nu. Iar a izbucnit un scandal atunci, pentru că cei doi au apărat conversionarea acest monument și după asta a apărut dezvăluirea confirmată de SRI, că cei doi sunt angajați ca profesori la Academia de SRI. Sigur, înverșunarea cu care ei, cei doi și alții, combat pe ceilalți, este suspectă în momentul în care este angajatul SRI. Mă rog, nu, dacă ar fi să judec eu, ei sunt chiar buni, chiar sunt, mai ales Hodori, foarte rău la limba, adică bun, limba scuțită, zic eu ca observație, da? Acum, deci această presă, cele două prese, a lui Helvig și a lui Coldea, se bat în legătură cu tema fostei securități, în legătură cu plagiatul Bode, mai nou se bat și în legătură cu Schengenul. O parte a presei tefeliste, să-i zicem, din partea USR și a lui Coldea, susțin cu mai multă sau mai puțină înverșunare că noi nu merităm să intrăm în Schengen, cealaltă presă a lui Helvig o combate cu îi atacă pe cei care pun la îndoială Schengen. Am făcut această prezentare, nu, adică ar trebui, eu ar fi trebuit ca să fiu primul care să scriu, iată că s-a descoperit că toată acea campanie împotriva mea pusă de domnul Madalin Hodor și de Miesuic sunt opera lui SRI, dar știam, e mai încercat, au încercat odată când eu am această slăbiciune uriașă, în sensul că mă cer cu președinții. Cu toți am fost
cu toți președinții, am fost cu Iliescu, cu Emil Constantinescu, cu Traian Băsescu și cu Iohannis, am fost rău. Și atunci, sigur, președinții nu sunt ca, nici măcar ca premierul, cu aceste servicii care pot să-ți facă. Și atunci, tot așa, l-au pus pe Vadim, mi-au dat tot așa o notă. Atunci și după asta, acum când am fost chiar în prima linie a bătăliei cu Klaus Iohannis și știu, din 2014, nu acum, ultima vreme, probabil că au pus la calea asta, nu m-am pronunțat și nici acum nu mă pronunț, nu mă vreau în această bătălie. Constat însă că cei care din presa tefeliste, care până mai ieri îi ridicau pe cei doi în slăvi, erau prezentații, Mădălin Hodor, istoricul, dădea cu părerea, așa, acum pun la îndoială. De exemplu, am citit azi un articol Sabinei Fati de la DCV care spune că nici istorici nu sunt. Bun. E treaba lor, oricum am vrut să se sesizez că asistăm și vom asista la războiul celor două prese. Angela Merkel a dat un interviu care, păi de mine, am vorbit 20 de minute. A dat un interviu în care spune că nu regretă nimic din relația pe care a avut-o Germania sub conducerea ei cu Vladimir Putin. Și ia să vedem fragmentul din sau interviu, de o declarație a ei. Man handelt ja immer in der Zeit, You always act in the time in which you find yourself. Even during the Cold War, Russia was a reliable energy supplier. I never believed that there was such a thing as change through trade, but certainly connection through trade. And, in this regard, I don't regret the decision at all. Rather, I believe that it was right from the perspective of the time. On the other hand, it was also right to accelerate the fight against climate change at the end of my term in office. And yet, this brutal invasion by Russia has now brought a change. This is a turning point, and of course, the new government has to deal with it, and that is what it is doing. Și acum că ați văzut, vă reamintesc că atunci când a terminat ea mandatul, că ea s-a retras, ea i-a făcut o vizită lui Vladimir Putin. Ia să vedem. În primul rând că această intervenție a fost trecută sub tăcere în presa noastră, coborâtă la nivelul de jos al propagandei de război, al propagandei groaznice de război, eu s-am ținut să atrag atenția asupra ei, pentru că și dacă acum aș fi cu Zelenski, așa este, admirator al Zelenski, nu aș critica-o pe ea. Angela Merkel a fost o nemțoaică, având în vedere însă că foarte multe din politicienii la ora actuală sunt isterice de partea lui Zelenski și împotriva lui Putin, a spune că Angela Merkel a fost un bărbat politic, nemț, credincios, credincioasă, extraordinară Germanii. Relația dintre Germania și Rusia, mai ales în legătură cu gazul, să spunem cu gazul, a fost benefică cu precădere, mai ales Germanii. După vremea n-a fost Rusiei, pentru că Rusia trebuia să-și folosească banii pe care i-a obținut
nu numai pentru înarmare sau nu atât pentru înarmare, cât pentru dezvoltare tehnologică, de bunuri, de, mă rog, infrastructură au făcut, am înțeles. Bun. Deci Angela Merkel a fost un adevărat conducător german. Deutschland über alles. În ce constă? În momentul în care, cum spune în memoriile sale Mihail Gorbaciov, deci în momentul în care s-a pus problema în 89 reunificării Germaniei, s-a pus problema în mod surprinzător, pentru că, după cum spune Gorbaciov în memoriile sale, Kohl, care era șeful CDU, dar și șeful guvernului și urma să intre în campanie electorală, l-a asigurat pe Gorbaciov că nu își va pune problema, adică spunea, vom democratiza Estul, dar vor rămâne două țări independente, separate. Campania adusă de Kohl a surprins și pe americani. De ce? Pentru că probabil că unii dintre care erau maturi la vremea respectivă știu că cea mai mare problemă a rușii, a Rusiei, a Angliei, a Franței, a Americii au constituit-o pericolul, nu cea mai problemă, reunificarea Germaniei. Adică Germania a fost împărțită în două, de fapt în patru, dar până la urmă în două, și pentru că americanii au spus, bă, ăștia nu trebuie să se mai unească niciodată. Dacă se unesc, iar revine Germania. Aia primul a Kaiserului, aia lui Hitler. Deci, bă, nu. Și în momentul în care s-a văzut că nu există posibilitatea de a bloca acest lucru, Gorbaciov le-a spus americanilor să fie o Germanie neutră, unificată, dar neutră. Și atunci îi scrie Gorbaciov, i-a răspuns Baker și a zis, ce, suntem nebuni, cum să lăsăm Germania neutră, unificată. O aluăm în NATO și la noi ca să o ținem sub control. Normal, adică nu credeți că era, nu. Deci încă o dată, pentru americani, pentru englezi, Germania unificată, bun. Germania s-a unificat, sigur, cu trupe americane pe teritoriu și încetul cu încetul, mai ales sub Angela Merkel, a devenit șefa Europei. Adică rușii au avut acest, rușii au dat gaz, carb, cum ar veni, energie și Germania știe să facă un lucru, să producă. Și producând, și rușii au dat gaz cu un contract uriaș ieftin. Producând, dar, cum să zic, a avut excedent bugetar, ce spunea Trump, statul social, protecție socială, și, de fapt, prin intermediul Uniunii Europene, Germania era al patrulea Reich. Prin impunând, dar a fost și pentru că era, mergea foarte bine economic datorită gazului. Deci datorită contractelor cu Vladimir Putin. Asta a fost Angela Merkel. La noi avem în România o prostie de pe vremuri. Adică, nu știu, face unul o crimă, să zicem, da? Oribilă. Și tu l-ai vizitat până ai scris despre el. Eu am scris despre el, să zicem că e bun cu tare. Pe vremuri. Păi, bă, zice, cum ai scrie? Păi, de unde să știu că în viitor el va face? Deci, din punctul acesta de vedere, Angela Merkel nu avea de unde să știe ea că Putin, nu știu, va invada Ucraina. Dar, oricum, Germania a devenit Uber ales, a devenit șefa Uniunii Europene și o mare, aproape o superputere economică, nu militară, dar prin această alianță din timpul lui Merkel cu Federația Rusă. Și acum vom vedea că tot ce se întâmplă acum este o prăbușire a Germaniei. Deci prin
Principala victimă nu e nici în Ucraina, nici în Rusia, este Germania, care a avut și ghinionul istoric după Angela Merkel a venit acest opărit Scholz, un tip absolut șters. El conduce un guvern de coaliție semafor cu ecologiști. Ce responsabilitate poate să aibă un partid ecologist într-un moment de criză? El e cu gândacul de Colorado, cu, nu știu, viermele care nu trebuie să treacă autostradă pentru că viermele trebuie să treacă dintr-o parte într-altă autostrăzi sau nu știu, sau ursul teoretic trebuie să treacă în partea aia să-și vadă gagica, ursoaica, deci altă parte a pădurii și dacă cumva trece pe acolo autostrada, ursul e frustrat și nu știu ce face. Nu mai găsește ursoaici, găsește urși. Era să devine și el de altă orientare sexuală. Deci asta a fost. Și în aceste condiții la Germania a ajuns de râsul lumii. Se mă telefon, domnule, să-ți fii tu cancelarul Germaniei și ambasadorul unei țări să spună că ești cremvușt opărit și tu să nu-l arunci peste graniță cu picioare în fund, nici dacă se întâmpla asta unde vreți, Guatemala. Ați văzut. N-au făcut nimic, până nu l-a retras. Zelenski zviară la două zile la Scholz. Dă-ne arme, nu dai arme. Germania, uitați-vă la... Vă imaginați să zbierând cineva la Kohl, zbierând cineva la Adenauer, ca să vă spun la Hitler. Iar la el și el zice, bă, nu vreau, uite, am și eu alte interese. Nu, imediat, pe de o parte, fie că nu-i dă, dar nu, fie că zice da, da, și nu-i dă, fie că-i dă. Dar încă o dată, mândra Germanie, Germania, aia, Germania, oh, aia lui Bismarck a ajuns acum să strige la ea Zelenski. Bine, n-are voie să strige la ea nici măcar America. Dar să strige Ucraina, Zelenski, și tu să n-ai un cancelar care blomitor pui la puș. Nu mă înțeleg niciodată. Ce dracule să-i se întâmplă lui Scholz ăsta dacă el spune, alo, domnul Zelenski, am și o rugăminte publică. Totuși, noi suntem Germania, suntem măcar egal cu voi, nu subordonat. Nu mai striga la mine, nu mai spune că dacă vreau îți dau, dacă vreau nu îți dau. Bine, am văzut. Și mi-a trimis Ionuț Cristache un video, o intervenție a unui colonel american despre războiul din Ucraina. Vă dau acum un mic fragment, să vă dau numai începutul și mâine seară vom discuta pe larg ce spune domnul respectiv, adevărul uluitoare, adică că acest val de rachete a arătat că rușii au rachete, au arătat, de-aia le-au distrus infrastructura energetică, că raportul la un rus mort, sunt 5 ucraineni, ce spune el, o să vedem, bun. Well, let's bring in Colonel Douglas McGregor, a former senior advisor to the Secretary of Defense in the United States. He's a renowned author on military strategy. He's one of the keenest intellects on the grand global chess game that we're now facing. He's also one of the few people actually telling the truth about this war. Colonel, welcome to the show. Thank you so much for joining us here on Redacted. Glad to be with you. Yeah. Well, the Western media, in particular, the Washington Post today, calling these strikes on Ukraine overnight and into this afternoon, a turning point in the war. And I couldn't help when I saw that wondering, I couldn't wait to ask you this question, you know, is that a rhetorical device designed to elicit some sort of emotional response that the tide is turning, the sea is changing now? Are we truly at a turning point? And if so, which way is this thing turning? I think it's a turning point of sorts, perhaps not quite what the Washington Post is suggesting,
which I think may be something else. But let's talk a little bit about this conflict, which has evolved considerably over the last 7 months. Și cu ocazia asta o să vă prezint pe larg, că n-am timp acum, și ce scria presa română, cele două mari cotidiane, Curentul și Universul, despre Stalingrad în august-septembrie 1942 până în noiembrie-septembrie-octombrie, mereu două luni, da? Vă să vă prezint cu pagini, dar trebuie să am timp, da? Vai de mine, gata, rușii sunt la pământ, cer pace. Și peste două luni au fost, știți, în care ne-au spart pe noi la Cortul Domnului, și în 43 în ianuarie i-a luat pe, s-a predat Paulus, și de acolo, stimați telespectatori, nu ați văzut toată Tevălug, deci din ianuarie 43, Rusia, de la Leningrad până în Caucaz, la Nalcic, acolo ajunsesem noi, deci nimic așa era, așa, bun. A pornit un tăvălug, dom'le, dacă la un moment dat ai face o imagine de desene animate, rămâi unii. Și nu s-a oprit decât în 45 în Germania. Tăvălug era Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, ce vă dă face? Și noi care, ales noi înainte să ne sesem până la Nalcic, aoleu, cu trupele, cu nenții în Caucaz, cu sensibilitatea chestii, nu mai știam cum să fugim. Da, să mai spun că aia din noiembrie, v-am zis, dezastru, cel mai mare dezastru, nu din istoria armatei române, din istoria unei armate. Da, presa noastră, mai titlul erau, gata, rușii se predau, asta spuneam prin 24 septembrie, mai erau două luni, sau 19 septembrie. O să vă arăt acum. Bun. Avem o rubrică, contribuția presei la ce? La ăsta, tâmpirea poporului român. Ia să vedem. Politică! Citiți ceva? Bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine. Păi nu degeaba, îi zice lui Vocea Patriotului Naționale. București 15/27 răpciune. Amicul și colaboratorile nostru R.Vent. Un june scriitor democrat, a cărui asin uitate. O cunoaște de mult publicul cititor. Ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op. Al său. Îi dăm presa noastră a făcut mare caz, hai să vă arăt acest veste caz de râs, de următorul lucru. Ia să vedem. Următorul lucru este acesta. Fostul parașutist rus Pavel Filatiev despre lipsa de dotare a armatei, jafuri și crime. Acest articol este un interviu luat acestui domn parașutist rus Pavel Filatiev de către o televiziune, BFM, un fel de România TV a Franței, și el și presa noastră toată, Digi, păi nu mai spun, ia să vedem ce, păi unici numai. Uite, eu am găsit pe Hot News ăsta, pe care l-a preluat acum cine? Șerban Ionescu, nu mai țin minte care, și la fel de prost ca și înainte. Bun.
Deci, fostul parașutist rus Pavel Filatiev despre lipsa reducerii armatei germane. După, citez, este pe data de 14 octombrie și acest text a apărut în toată presa română ca o mare dezvăluire despre cât de prost stau rușii. O să vă arăt mâine seară că la fel era și atunci, nu era la fel. Era să vedeți reportaje, capitan sovietic care a căzut prizonier și a zis, nu mai avem ce mânca. Ei, bun. După mai bine de 6 luni de război, mărturiile directe ale soldaților ruși în prima linie a frontului se scurg. A, nu, nu, a, așa, stat, așa, stat, așa, nu, nu, că nu este, da? A, așa, uite aici, da? Ia. Putin își bate cuie în propriul sicriu. Confesiunea unui soldat rus care a dezertat. Este hot news, dar repet, toată presa română a dat asta. Citesc. Parașutistul Pavel Filatiev, unul dintre miile de soldați ruși care au invadat Ucraina atunci mai probabil și care a criticat public invazia, a povestit pentru BFMTV că militarii aia franțuzească, BFM, trimiși de Vladimir Putin să lute, să nu greșesc dacă ea e franțuzească. Da, mă, ea e franțuzească. Da, mă, aleu, ia uite aici și poza lui. Ia să-l vedeți cum îl dau francezii, da? В российской армии всегда, практически везде, есть проблемы, начиная от питания. То есть воруется продовольствие в столовых, подставляется просроченное питание и так далее. И далее идет проблемы по вооружению. Așa, să vă dăm clipul reluat de tot, da? Hai să vedem. Ce a zis, mă? Auleu, boi, de mine! Bă, dar pe câte... Uite, la noi toată presa. Hai de mine! Și Mediafax a dat-o, da? Hai, așa. Putin, ia să vedem Mediafax. Putin a pierdut deja, este mărturia unui soldat, fost soldat rupt, așa cu tare, după ce a dezertat, acesta continuă. Ia, mă, când a zis mă asta? Cum continuă să-și viște viața? Bun. Și el spune cât de... Așa, așa, fii atent aici. După ce a dezertat, acesta continuă să-și viște viața și este căutat în Moscova. Băi, domnul Adrian Sârbu, cu toată stima pentru noastră că sunteți patronul acestei agenții, dacă citea cu atenție domnișoara asta care face aici, e ochioasă și se uită la noi, v-ați fi descoperit că domnul nu e în Moscova. Pune pe FM că domnul nu că poate bine textul, da? Că domnul cu pricina, care a dat interviu, este în sudul Franței. Așa spun ei, spune BFM. Deci, fiate, vă imaginați ce presă avem în România. Am pus hotărâre. Bun. Deci, ăla, BFM, BFMTV, ia un interviu acestui Filatiev care este și spune că e în sudul Franței. Și și-a cerut azil sau își cere azil. Ăștia de la, pun de la ei, ăștia de la Mediafax și zic că e căutat în Moscova. Păi mă, nu-i căutat, că au zis aia că e în Franța. Da, mă rog. Nu asta e problema. Problema este că eu, gazetar, nu dau... Niciun gazetar serios din lume nu poate să dea un cent pe mărturia unui care a fugit în, dacă ar fi în închisoare, hai în Rusia, a fugit în Franța și în Franța ce-ți facă și el, ca să trăiască, să obțină azil politic, clămpănește. Dar nu asta. Cea mai tare este următoarea. Următoarea. Aproape aceeași știre, aceeași declarație a apărut în toată presa românească, a apărut în, în ia stați așa, a apărut în, 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 în,
acum o lună, în 14 septembrie. Tu, iată așa. Deci, în 14 septembrie. Și, deci, încă o dată, același text aproape a apărut în 14 septembrie. Acum a fost preluat după BFMTV francez, ați văzut? Și atunci a fost preluat după Al Jazeera. Ia să vedeți, ia uitați-vă acum, interviul dat de el lui Al Jazeera. Și vedeți? Și vedeți în interviu, știți unde era el? În sudul Franței. Și își căuta azil politic. Deci fiți atenți, deci, uitați-vă aici. Un tip a fugit. M-a spus, a dezertat treaba lui, deci o fi dezertat. Oricum nu e în Moscova. Și când, dacă e dezertat, problema este că trebuie să te asiguri și tu pe acolo cu niște pițule în Franța, că e în Franța, da? Bă, cum o fi ajuns în Franța? Apropo, cum a dezertat pe une mama dracului, mă. Deci, cum a ajuns el în sudul Franței? O fi plecat, o fi sărit prin Marea Caspică, dar nu contează. Deci, și când ești, să fii serioși. Deci, mărturia unui prizonier, nu pun nici o ceapă de gerată, nu dau, pentru că e prizonier. Și o să vă rămâne seară. Declarația ale prizonierilor ruși la noi sau la ruși, care poveste nenorocire, armata rusă e pe terminate. Era prizonier și el, ca să-și facă viața mai bună, să aibă două linguri de linte și nu una, vorbește. Iar din coace, el e din, de o lună, e în Franța. Își caut acum o lună și același text aproape, dar dat de Al Jazeera și preluat de noi, inclusiv de Hot News, așa, era în sudul Franței și căuta azil politic, acum este tot în sudul Franței. Deci, lasă-l întrebarea cum dracu de a ajuns. Bun, a ajuns. Băi, oameni buni, dar el își caută azil politic. Cum dracu să-mi spui mie o agenție, mare agenție a lui Pește Călăi în Moscova, când scrie în text? Deci, încă o dată, nu-ți vine să cred. Bă, orice jurnalist, bună odată de la francez și de ce? Deci știți cum se întâmplă? Și Al Jazeera și francezii, ce BFM, plătesc. Imaginați-vă, hai să fim să nu vreau pădurea, să luăm un român, da? Un român pe vremea a plecat de aici cu tare și vine o televiziune din Franța care are ciudă păciucă, nu știu, are o combinație, sau din Olanda. Și ăla care-i pe acolo stă prin gară și cu zic, bă, și aici, bă, îți dăm niște părăluți acolo, 100, 200, 300 euro și zici, să zică ăia ce să zici, că tu vezi de unde e și îi spui ce vor ea, da? Bun, da, ați văzut. Deci, același parașutist care acum povestește la BFMTV și preluat de toată presa română, ce o fi nenorocire, dar ce nenorocire în armată, că n-au ce mânca cu tare, a spus același lucru acum o lună, dar la altă televiziune, la Al Jazeera și toată presa noastră l-a preluat, uitând acum când l-a preluat toată, iar acum unele instituții de presă precum Distinsa Media Fox spune că e căutat în Moscova. Când în amândouă articole și acum o lună și acum era în sudul Franței. Să mai spuneți de ce poporul român nu s-a tâmpit citind presa românească. La revedere!